Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi suntem în 3 august și voi culege toate roșiile care s-au copt, în mod special pe cele micuțe. Le voi culege și le voi pune în pungi la congelator pentru că vreau să ușurez în acest fel coacerea celorlalte de la etajele superioare. Pe măsură ce roșiile coapte sunt culese, nutrienții se duc la roșiile celelalte și se grăbește în acest fel coacerea lor. În urmă cu ceva vreme le-am făcut cârnirea, adică le-am oprit creșterea pentru a se coace toate roșiile. În trecut nu am făcut acest lucru și în toamnă aveam de fiecare dată foarte multe gogonele. Ei bine, noi nu mai avem voie să mai consumăm murături, așa că am preferat ca începând din acest an să fac cârnirea la toate roșiile, adică să tai vârful de creștere și nu am făcut acest lucru. Mi-a mai scăpat, spre exemplu, aici a mai crescut lăstarul acesta și va trebui să întrerup și aici. Am ceva probleme cu roșiile pentru că au început să cadă, pur și simplu să slăbește legătura aici și trebuie la fiecare parte să venim să întărim mai bine legătura, pentru că altfel una câte una din cauza rodului prea mare cade și trebuie să luăm măsuri în cursul zilei de astăzi. Aici, spre exemplu, iarăși aceeași problemă am avut-o. S-a slăbit de aici de sus, de la legătură. Legătura aceasta nu este bună, trebuie să mai venim încă o dată să o asigurăm încă o dată în acest fel, pentru că legătura simplă nu este bună. A început una câte una să-mi cadă pur și simplu. S-a anunțat un pic de ploaie și la noi în zonă și am pus aici în seră și ceapa și usturoiul. O parte am dus-o, am acoperit-o în, am depozitat-o într-o magazie și asta la repezeală am pus-o aici ca să nu cumva să o plouă, urmând ca tot în cursul zilei de astăzi să-i găsim locul și ei. Ce voi face acum? Voi culege, după cum am spus, toate roșiile și le voi pune la pungulițe. Anul trecut le-am pus la caserole, dar anul acesta, pentru că nu mai am caserole, le voi pune direct în pungulițe, la congelator. Ne-am bucurat până primăvara, ne-am bucurat de roșii puse la congelator. Am avut roșii pentru paste, să facem sosul pentru paste. A fost foarte, foarte bune pentru că își păstrează foarte bine prospețimea și gustul de roșii. Spre deosebire de bulionul făcut fiert și sterilizat la borcane, îmi place mult mai mult congelat. Bineînțeles că asta, facem acest lucru pentru că avem ladă frigorifică, pentru că dacă nu am fi avut ladă frigorifică, bineînțeles că am fi sterilizat tot la fel în borcane. Plus că este mult mai sigur această modalitate de conservare în borcane, datorită faptului că dacă sunt probleme, știu eu, cu pana de curent, oricând este posibil să avem o pană de curent, spre exemplu, și dacă nu avem un generator care să, pe care să-l folosim la frigider și la ladă frigorifică, atunci am avea o problemă foarte mare pentru că am pierde pur și simplu toate alimentele congelate. Dacă nu avem un astfel de generator, bine ar fi să conservăm cât mai multe la borcane. Noi sperăm să reușim să cumpărăm totuși pentru lada frigorifică și un generator să-l avem în caz de necesitate. A fost o mică paranteză. Acum, referitor la
soiul acesta Lacrima Fecioarei, eu am pus în urmă cu puțin timp o filmare cu o roșie. Nu am vorbit pentru că era gălăgie, dar vă spun acum, profit de faptul că este liniște și vă spun că sunt foarte, foarte mulțumită de acest soi. Am avut un pic de dezamăgire la început, pentru că nu îmi plăcea mie cum legau florile și pentru că am, neștiind eu cum leagă, am rupt din greșeală rodul la primele etaje, la multe. Am rupt rodul când am copilit, se vede că am copilit cu rod cu tot, pentru că ele leagă într-un mod foarte ciudățel, nu am mai văzut până acum acest mod de a lega roșiile, florile. Dar când am gustat prima dată din ele, am fost amândoi foarte, foarte încântați, adică am fost toți trei foarte încântați de gust, sunt exact ca soiul inimă de bou, la fel de mari, la fel de gustoase și de zemoase. Spre deosebire de inimă de bou, ele sunt mai rezistente. Inimă de bou, din păcate, la noi nu mai merge, cu greu a trebuit să accept acest lucru și am zis că începând de anul viitor, inima de bou nu o vom mai cultiva nici în seră și nici afară, ci doar la plantație acolo unde nu avem alte soiuri, o vom pune ca să vedem, ca să ne convingem dacă într-adevăr nu mai merge plantată, adică dacă trebuie să renunțăm definitiv la ea. În schimb, vom merge înainte cu acest soi pentru că suntem foarte încântați de ele și le vom cultiva atât în seră cât și afară. Acum nu o să amintesc în acest videoclip cu ce le-am fertilizat, la sfârșit o să pun eventual, pentru că nu mi-am notat, nu... Le-am fertilizat cu drojdie, cu macerat de urzică, cu macerat de, din găinați de pasăre, am dat o singură dată. Le-am mai dat și cu acel macerat cu pește, care a rămas în congelator și am zis decât să-l arunc, mai bine fac un fertilizator cu pește congelat, vechi de un an acolo, în lada frigorifică uitat. Și... Nu mai știu exact aici ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că a crescut prea mult și s-a găurit. A intrat în... Vai, ce rău îmi pare. N-am sesizat acest lucru. Ea a crescut prea mult și a intrat în codița asta. Da. E aproape coaptă, așa că în cursul zilei de mâine o voi recolta, cred că e bună de recoltat mâine poi mâine. Da. Și spuneam că o să vă pun la sfârșitul sezonului, pentru că încă mai am sus, de exemplu, au legat foarte bine și sus. Le-am făcut cârnirea și la sfârșitul sezonului, pentru că încă nu am terminat cu fertilizările, o să scriu undeva acolo toate fertilizările pe care le-am făcut și foliarele le-am dat cu o singură dată cu zeamă bordeleză. Nu mai menționez acum, o să fac un alt videoclip referitor la zeamă bordeleză și la faptul că producătorii nu m-au anunțat nici în ziua de astăzi care este timpul de așteptare în momentul, din momentul stropirii până la recoltare, pentru că pe site am citit 30 de zile
că s-ar aștepta, însă pe plic nu scrie absolut nimic, deci rămâne la aprecierea fiecăruia dacă le consumă după 3 zile sau după 30 de zile. Deci fiecare trebuie să se hotărească nefiind o instrucțiune clară pe etichetă. Am făcut și sesizare, dar o să fac la protecția consumatorului am făcut sesizare și o să fac un alt videoclip referitor la acest lucru în momentul în care voi avea și un răspuns din partea, dacă nu primesc un răspuns din partea producătorului, a distribuitorului, de fapt, pentru că producătorul nu este din România, este din Spania și distribuitorul avea obligația să îmi răspundă la întrebări, deși le-am scris de două ori pe site, nu mi-au răspuns, așa că am făcut sesizare la protecția consumatorului. Voi reveni pe acest subiect la momentul potrivit. Am zis că mă ocup de roșii, o să le adun pe cele mai coapte. Ele nu se coc toate deodată și adun așa pe rând. Vedeți, aici am adunat, le-am lăsat pe astea care nu s-au copt și așa am procedat cu toate, pentru că ele nu se coc toate deodată. Și pe măsură ce eu culeg aceste roșii coapte, nutrienții pe care eu îi pun aici la plantă se vor duce în roșiile mai micuțe și vor avea suficient hrană, ca să zic așa, ca să se coacă până sus la ultimul etaj. Bun. Păi, dragilor, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult pentru atenție, vă las în continuare, bineînțeles, să vedeți ce mai fac eu pe aici și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!